The Batman. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul profesor doctor inginer Lucian Puiu Georgescu, rectorul Universității Dunărea de Jos. Bună seara și bine ați venit! Să rămână, bine v-am găsit! Domnule rector, pare că situația din Ucraina nu se liniștește, dimpotrivă, aflăm în fiecare zi despre probleme din ce în ce mai mari acolo. Vedem femei cu copii în brațe, persoane în vârstă care aleg România din calea războiului de acolo. Sunteți în linia întâi. Universitatea Dunărea de Jos și-a oferit sprijinul și îi cazează pe refugiații care vin din țara măcinată de război. Câți refugiați sunt la ora actuală în căminele studențești? Situația de acum câteva ore totaliza o trecere cu tot cu tranzit și cu tot cu ce este acum undeva la peste 1200 de persoane, iar în acest moment sunt aproximativ 600 de persoane cazate în acest moment. Este o situație în dinamică pentru că... Este o situație în dinamică, da. Pentru că nu stau pentru o lungă perioadă de timp, aleg să stea doar câteva ore, o noapte, două, chiar să se liniștească, să se odihnească, după care aleg să plece mai departe, să-și regăsească familia, rudele sau poate prietenii aici în România. Cam jumătate din cei care sunt prezenți sunt pentru perioade foarte scurte, până în 48 de ore, pentru că au rude, familii, prieteni, oamenii vin dintr-un teatru de război în care simt nevoia să se apropie de cineva cunoscut. Psihologic vorbind, e o situație foarte dificilă. Cam, așa cum ziceam, cam jumătate din ei stau maxim 48 de ore. Sunt unele familii, mai ales doamne cu copii, care stau ceva mai mult. E o perioadă de ședere ceva mai lungă, de ordinul câteva zile. În primele zile, atunci aflam de la reprezentanții Universității Dunărea de Jos că li se oferă sprijin celor 85 de studenți din Ucraina care studiază aici în România, dar apoi am aflat și despre cadre didactice care au venit și v-au cerut ajutorul. Știu că aveți parteneriate și cu Universitatea din Ismail. Exact, da. Ați vorbit cu profesori de acolo, au ajuns profesori de acolo să fie cazați aici? Prima solicitare am avut-o oficial. Am avut o discuție cu rectorul Universității din Ismail, am avut o solicitare oficială scrisă, am răspuns pozitiv la această solicitare care se referea la cadre didactice de acolo, unii din ei cu care colaborăm și cu familiile lor. Apoi am avut studenții, în general sunt din sudul Ucrainei, care ne-au solicitat un prim ajutor pentru o parte din familii. Și încet, încet am devenit cel mai important centru regional ca număr de persoane cazate în condiții civilizate pe care ne-am străduit să le oferim încă de miercuri. Apoi primele valuri serioase au venit, inițial am avut un cămin la dispoziție, acum avem două cămine întregi la dispoziție, acum câteva ore mai erau libere numai două camere. Doar două camere. Doar două camere, dar vă spun, e o dinamică, mai pleacă, este o chestiune extrem de importantă pentru că trebuie să asiguri igienizare în permanență, pentru că sunt folosite părțile comune, spațiile comune, inclusiv toaletele sunt folosite foarte des. Și apoi camerele, după ce sunt eliberate, se schimbă tot ce este înăuntru, se dezinfectează, se merge la spălat cu ele, se face dezinfecție în interiorul camerei. E o perioadă de ședere, dar imediat se ocupă pentru că sunt alții care vin. Și ieri, din ce am citit, ieri a fost un număr cel mai mare din cei, mai ales din cei care veneau, au venit cu bacul de la Ismail prin Isaccea. Deja se știe de centrul nostru. Este remarcabil faptul că informația circula bine. Este, dar cel mai important lucru în ceea ce privește solidaritatea manifestată, o solidaritate extraordinară pe măsura evenimentelor, dar o solidaritate care merită scoasă în evidență cu de câte oricine. Avem în primul rând tinerii ăștia din asociații care sunt extraordinari, care din prima zi sunt 24 de ore din 24 pe baricade, care au ajutat oamenii să vină, care au încărcat bagajele, care au ajutat să intre în camere, care s-au jucat cu copiii, care au dus alimentele, care au triat donațiile, care s-au dus până unii din ei până în vamă și au adus oamenii pentru că nu puteau să vină 7-8 km pe jos cu copiii în brațe. Deci avem Asociația pentru Instruire în Situații de Urgență,
copiii ăștia sunt extraordinari, cei care vedeți prin poze în roșu, au echipamentul lor, sunt foarte bine instruiți, foarte bine pregătiți, solidari și foarte serioși, oameni care chiar se poate avea încredere. Liga studenților din Universitatea Dumnezeu de Jos, la fel, care s-a oferit de la început să participe direct la toate operațiunile care s-au desfășurat și, la fel, este o participare continuă, nu e o chestiune episodică, vin stau o oră și plec. Sunt foarte mulți studenți care sunt implicați direct și le mulțumesc pe această cale. ASCORU, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România, care au o filială puternică la Galați și care au fost de la început, sunt prezenți acolo, a fost și la Preasfinția sa ieri acolo și a văzut. Sunt niște copii foarte buni și omenoși. Clubul Studenților Basarabeni și Bucovineni din Galați, la fel, niște copii extraordinari, care, din cauza faptului că vorbesc rusește și ucraineană, au reușit să se apropie de oamenii ăștia, să-i întrebe, să le asigure și traducerea. Să le asigure traducerea pentru tot ce înseamnă comunicare și ei sunt în permanent prezenți. Și Liga Studenților Basarabeni din Galați, la fel. Acestea sunt principalele organizații care au participat de la început, dar vreau să vă spun că am remarcat un aflux de donații, de oameni care au venit și au întrebat de toate vârstele. Unități economice din Galați, restaurante, avem deja o listă și am și recomandat celor care au vrut să doneze, pentru că este complicat să gestionezi alimente perisabile și atunci am preferat să recomandăm oamenilor să doneze niște sume de bani cât doresc prin intermediul unor restaurante care au asigurat de la început, mă refer la unități autorizate care s-au ocupat de tot ce înseamnă partea igienă și de calitatea produselor alimentare și care au adus produse calde. Deci am o masă caldă asigurată în permanență. În afară de asta, o mare de donații în ceea ce privește materiale de igienă personală, tot ce a însemnat nevoi am avut, nu numai din Galați, și din Vrancea, am avut din Brăila donații foarte multe, dar gălățenii s-au mobilizat extraordinar. Deci nu a existat moment în care să nu vină cineva cu o sacoșă mai mare sau mai mică, cu o vorbă bună și care înseamnă gesturi umane, ceea ce este absolut normal în acest moment. Oamenii ăștia au toate nevoile. Au și nevoia de o vorbă bună, și nevoia de o față cunoscută, și de niște cuvinte într-o limbă pe care o cunosc, și de alimente, și de pastă de dinți, și de periuță, și de pături, și de tot, jucării pentru copii, la fel, foarte multe care au fost, asistență medicală, cu toate problemele care au fost și continuă să fie din cauza acestei dinamici a numărului de oameni. Studenții la medicină care am avut, au venit specialiști la DSP și astăzi au fost în continuu și au văzut. Avem o colaborare foarte, foarte bună. Trebuie să, și eu sunt gălățean și mă felicit în același timp și pe mine, avem o comunitate de toată isprava. V-ați așteptat la atâta solidaritate și o mobilizare într-un timp atât de scurt? Prin martie 2020, deci cam acum 2 ani, când a venit primul grup mare care avea COVID declarat la Galați, tot așa, am zis că era perioada aia foarte neclară. După aia lucrurile s-au înăsprit, am aflat că de fapt este o chestiune destul de gravă. Primul grup a fost cazat la noi, la Căminul H, care tocmai era proaspăt igienizat și așa mai departe și s-a permanentizat cazarea acolo. Atunci era altceva, era izolat, erau cu jandarmi, în sfârșit a fost o perioadă destul de dificilă, nici noi nu eram pregătiți pentru situația asta, dar și la acel moment am constatat solidaritate, era de alt gen, erau niște probleme de sănătate, epidemiologice, care s-au rezolvat cu participarea tuturor instituțiilor responsabile din Galați. Am reușit să o scoatem la capăt după o perioadă destul de lungă. Acum este altceva. Deci acum este război. Peste Dunăre, la 30 de kilometri, au căzut bombe. Oamenii din Ismail sunt disperați. Familiile lor sunt disperate și au lăsat o parte din familii. Avem și câțiva oameni care au venit cu niște căței. Și aici este o chestiune. Practic, ar trebui să încercăm să găsim o formă specială, o izolare a câinilor și așa mai departe. Oamenii s-au agățat de animăluțele alea, că au venit cu niște animale mici, de
cei care stau în casă. Membrii ai familiei. S-au agățat de... Da. Chiar sunt din, fac parte din viața lor. Au venit și au lăsat acolo tot. Au venit cu o valizuță fiecare. Și-au lăsat tot. Și-au lăsat case, și-au lăsat restul de familie, și-au lăsat viața, visele și așa mai departe. Spuneați că pandemia, debutul pandemiei a fost cea mai grea perioadă la care nu s-a așteptat nimeni și pe care ați gestionat-o foarte bine. V-ați așteptat ca după o perioadă atât de scurtă, că până la urmă n-au trecut decât 2 ani de când practic a fost... Nici n-am terminat. Nici nu s-a terminat pandemia, dar acum a venit, iată, o altă problemă mult mai gravă. Așa este, da. V-ați așteptat să se mobilizeze iar oamenii, să mai aibă această forță, voluntari, copii aceștia, studenții. Noi am făcut apel la copiii ăștia, ca așa le spun, în care sunt o bună parte din ei, sunt studenții noștri. Am făcut apel, având mare nădejde în ei, dar trebuie să recunosc că așteptările au fost depășite total. Deci ei au făcut mult mai mult decât s-a așteptat cineva să facă. N-am văzut până acum o desfășurare de forță și vă spun, este interesant că nu e vorba de o acțiune de o oră și pe aia pleacă acasă. Deci este vorba de un șir, dacă vedeați, erau pe stradă mașini care descărcau și un șir de 50 de copii care cărau saci înăuntru și pe spațiile de depozitare și pe aia făceau, se duceau și cu oamenii aia, discutau, după aia făceau și triaj, să vedem ce este, să vedem ce nevoi sunt, încercăm să comunicăm cu oamenii și mai departe. Au fost în permanență acolo și sunt în permanență acolo, eu primesc situații și la miezul nopții și la 6 dimineața, deci sunt în permanență oamenii acolo care au grijă. Colegii mei din personalul universității, la fel, trebuie să scot în evidență pe Alex Nechifor, care stă acolo, e și prorector și doctor și le face pe amândouă. L-am văzut și în niște imagini, da, că și-a, da, pus și stetoscopul în gând și, da, a făcut de toate. A trecut de la, deci a făcut de toate, organizator, foarte, da, la medic. Nu, și s-a ocupat și s-a pe colegul meu, tot proiector Ciprian Vlad, care se ocupă de coordonare, tot cei pe cămine cantine, tot personalul de la cămine cantine care s-a comportat exemplar. Ne-am asigurat masă caldă exact în perioada în care nu era nimic. Am asigurat masă caldă de la noi, de la cantină. Noroc că aveam pregătit sistemul ăla de casolete, că erau pregătit de la pandemie. Și atunci putem să servim individual, cu tacâmuri. Fără ar fi riscul ca s-ar nu putea există risc infecta, de amestecat, da, oameni, de împrăștiat boli, hrana e proaspătă, totul este... Și gustoasă și gustoasă și făcută bine și mai departe. Dar avem un nivel de solidaritate extraordinar care s-a manifestat și aici aș mulțumi tuturor celor care s-au implicat și care se vor implica în continuare, pentru că nu se prevede o liniște, o diminuare a valului și o liniște dincolo de Republica Moldova, adică în Ucraina. Spuneați că ați vorbit cu rectorul Universității din Ismail. Da. Au ajuns în același timp profesori aici la Galați. Ați apucat să vorbiți cu dumnealor. Ce v-au spus? Oamenii au plecat. De prima dată, cei care au solicitat să vină n-au mai venit, pentru că erau bărbați la vârstă între 18 și 60 de ani. Adică au fost mobilizați. În schimb, au venit părți din familiile lor. Ei n-au mai venit până la urmă. Nici rectorul n-a putut să mai ajungă, nici ceilalți colegi bărbați. În schimb, au ajuns câteva colege, între timp s-au dus, s-au întors și au adus copii, au adus o parte din familii și mai departe și apoi ei s-au topit în masa asta mare care a venit. Vă dați-mă, 1200 de oameni care vin și pleacă și care trăiesc într-un singur, adică în fapt în două cămine, în două locuri, este ceva interesant, să zicem așa, cu o responsabilitate extraordinar de mare, foarte mare, din toate punctele de vedere. Chiar am avut o discuție astăzi și la prefectură și cu DSP-ul și de mai departe. Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Deci, după legislația asta nouă care a apărut, suntem asimilați cu o tabără de refugiați. Așa scrie la ordinul ăsta care a apărut acum, cu o tabără de refugiați. Eu nu aș spune că suntem tocmai o tabără de refugiați, dar oricum, e nevoie de un regim special, activități speciale, monitorizare specială și așa mai departe, ca să păzim și oamenii, pentru că inclusiv de din afară, sunt voci care spun diferite lucruri, poate mai sunt și persoane cu intenții nu tocmai curate, care vor să speculeze aceste momente. Care vor să speculeze și aici trebuie să avem grijă să nu existe niciun fel de posibilitate. Eu vorbesc de spațiile de care ne ocupăm noi și... Acolo sunt în siguranță oamenii, deci nici nu se acolo pune sunt problema în siguranță, de în siguranță ceva. Cât se poate de mult în siguranță, să știți, pentru că dacă cineva vrea neapărat să intre, să o facă rău, se poate.
Deci, pentru asta avem nevoie de ajutorul tuturor autorităților. Le-am avut până în prezent, n-a fost o problemă, așa, dar se pare că va trebui să ne așezăm mai des și să gândim o metodă care să asigure securitatea oamenilor de când coboară de pe bac și până ajung în spațiile în care sunt cazați. Cei mai mulți vin de la Isaccea, care au trecut cu bacul de la noi au venit cei mai mulți de la Isaccea. Cei mai mulți au venit la Isaccea. A fost o perioadă și Giurgiuleștiu, acum vin mai puțin prin Giurgiulești, pentru că ei trebuie să treacă mai multe vămi. Pe când la Isaccea pleacă din direct. Ucraina direct în România. E practic vorbind mult mai. Au timp de așteptare enorm și enorm până se procesează documentele. Acum am înțeles că există o permisivitate dată de noile norme apărute, ceea ce să zicem că mai ușurează puțin din viața oamenilor. Dar asta nu împiedică să constatăm că stau zile întregi în frig, cu copii în brațe, cu copii mici, persoane bătrâne, am avut și un deces. Da, a fost o persoană, din păcate, o persoană de 86 de ani. Am înțeles, 86 de ani, care a decedat, a făcut un stop cardiac, a venit salvarea, au venit urgențele, dar era prea târziu. Încărcată, probabil, de toate acest stres, de problemele. Vreau să vă spun că mi-a adus aminte de un episod din viața mea personală, adică toate lucrurile astea te duc către niște amintiri pe care le-ai avut. În momentul în care au venit buldozele și au dărâmat tot cartierul în care locuiam eu și în care m-am născut, adică nici Efrimul, pe lângă școala 12, eram mai tânăr, nu m-a afectat în mod deosebit, ne-am adaptat, ne-am dus, am umblat, am plecat și părinții mei s-au adaptat mult mai repede, ne-am mutat toți la bloc. Bunica mea s-a mutat undeva, Dumnezeu să o ierte, s-a mutat, au băgat o chiriașă la etajul 3, într-o chestie mică, după ce casa în care locuiam era foarte mare, de fapt aveam două case acolo, una pentru bunici, una noastră. Eu nu mi-aduc aminte să fi stat în timpul zilei acasă, pentru că nu putea să stea între cei patru pereți la etajul 3, și umbla, se ducea apă la prietene, că au împrăștiat vecinii în tot orașul. Nici măcar nu erau grupați ca să poată vizita mai repede. Și umbla, se ducea la cumpărături, ne vizita pe noi, să umbla prin parc, să întâlnea. Deci orice pretext. Să iasă din casă. Ca să iasă din casă. Și a murit foarte repede după ce s-a mutat. Noi am bănuit că e ceea ce noi numim așa tradițional inimă rea. Pentru că, într-adevăr, pentru cineva care a stat 80 ceva de ani la casă, este obligat să părăsească, să-și părăsească locuința, familia, casa, grădina, animalele, unii din oameni, adică să rupe o parte din viață importantă. Deci oamenii n-au cunoscut altă viață. Sunt mulți din zona rurală, din sudul Ucrainei, din zona Izmailului, de exemplu, care nu prea plecau oamenii. Nu erau obișnuiți să acolo era locul lor, centru, să se ducă în izbeliște. Viața lor. Acolo se ducea. Mulți din ei își aduc aminte, deci cei mai vârstă și-au adus aminte de ce s-a întâmplat în al doilea război mondial, când au venit. În sfârșit, a fost o perioadă. La fel, am avut două cazuri opuse. O tânără cu un avort spontan, sarcină toxică, pe stres total, stat în vamă, venit mult pe partea elaltă și mai departe. Și, era din păcate, găzduit acolo, la căminile studențești. Era la noi, da, la o sarcină la 10 săptămâni, care din păcate n-a putut fi recuperată, dar în același timp și un copil care s-a născut, tot de la o tânără ucraineancă, de la noi, cazare, și acum e spitat și totul când merge bine și va fi externată. Când se va externa, o să ajungă din nou în căminile studențești? Nu știu exact ce planuri are, am să o discutăm, pentru că nu e singură. Este și un caz mai special. Este un caz mai special, un copil născut în Galați. În pace. În pacea noastră. În pacea noastră venită de la războiul lor, care nu e al lor. Nu este al lor, așa este. Care nu e al lor. Și mi-am adus aminte de o chestiune tot așa personală. Bineînțeles că generația mea și-aduce aminte de povestirile bunicilor cu războiul, când au venit nemții, când au venit rușii, ce s-a întâmplat, zilele de foamete, 46-47. Dar eu, personal, am avut o experiență, hai să zicem, post-război. Am lucrat pentru Comisia Europeană la Sarajevo, aproape un an, într-o perioadă în care Bosnia-Herțegovina era o țară independentă, în care era pace. Deci după război. Numai că era o pace forțată de prezența multor trupe de menținere a păcii. Cele care erau acolo erau chiar trupe de menținere a păcii. Și de la americani, și de la UE, și de la NATO, și din toate părțile. Și era o tensiune continuă. Am plecat la un moment dat în Republica Srpska
și n-aveam voie să ies de pe șosea pentru că pădurea era minată. Erau case în Sarajevo care mai erau încă minate, pe care le-au părăsit proprietarii și au pus niște sisteme de mine atât de sofisticate încât n-a îndrăznit nimeni să le demineze. Gândiți-vă că în oraș, deci erau case minate în care, de care nu s-a apropiat nimeni. Dar asta era după război. Iar străzile erau pline de pete roșii, acolo fuseseră oamenii omorâți pe stradă de snaiperi care erau pe munții din jur. Sarajevo e ca o oală așa, înconjurată de munți din jur împrejur, da. Și care a fost sub asediu 2 ani, în care oamenii n-au avut decât apa adusă cu sticla de asociațiile neguvernamentale, n-au avut încălzire, n-au avut curent. 2 ani au fost oamenii acolo, așa, în condiții de război în care se trăgea și cu tunul, și cu luneta, și cu mitraliera, și se purtau lupte și așa mai departe. Și am văzut, am discutat cu oamenii în afara cadrului oficial, eram acolo ca să facem un achi, să implementăm niște legi europene la nivelul Bosniei, care și exprimase această dorință, și reprezentam Comisia Europeană ca expert acolo, și lumea spunea că dacă ar pleca forțele de pace, războiul ar începe în 3 zile. Imediat. Adică era un război interetnic, intern. Dar acum, când vorbim de... Foarte complicat. Deci foarte complicat. V-am zis, ne uităm la televizor, ce putem să vedem din selecțiunile pe care le Pentru vedem. Pentru că și imagine vin de acolo destul de greu, da. Informațiile... Exact. Ne uităm acolo cum mor oamenii, cum se dărâmă case, cum se distrug vieți. Școli, maternități, spitale. Deci este de neimaginat ce înseamnă războiul. Și dacă discutam de Afganistan și Irak, unde erau la câteva mii de kilometri și mi se părea că este groaznic, dar aici este vorba despre vecinătățile noastre. În același timp sunt dramele celor care au plecat de acasă, care au fost forțați să plece. Sute de mii de oameni care se îngrămădesc la oameni să plece. Să scape, la da. Să plece, pardon. Este groaznic. Este groaznic și sper din toată inima ca cei care decid să aibă suficientă înțelepciune și să se așeze undeva și să recunoască dreptatea, existența unui popor, existența unei țări, drepturilor de a exista, drepturilor de a decide singur ce se întâmplă și mai ales drepturilor să trăiască în pace la casele lor și în orașele lor. Nu să fie obligat să privegească prin lume. Eu nu am o reprezentare a războiului, domnule rector, dar toate poveștile acestea pe care le aflați zi de zi, de la cei care Sigur. Sunt găzduiți acolo, sunt tragice, au nevoie de terapie, le puteți asigura și astfel de suport? Până la urmă este important să fie ajutat să treacă n-am peste... N-am reușit până în prezent să facem chestia asta și chiar am discutat la prefectură astăzi, am avea nevoie de o asistență de specialitate, adică psihologi. Numai că fiecare psiholog ar trebui asociat cu un traducător. Exact. Și aici este o chestiune de deontologie, pentru că psihologul trebuie să comunice direct cu pacientul. Să fie și nu, un filtru de traducere nu este cea mai bună formă de transmitere a informației. Foarte complicat. Așa. Am încercat, prin copiii care vorbesc ucraineană, rusește și mai departe, am încercat să le comunicăm, să-i liniștim, să le asigurăm că poate să stea aici liniștiți. Cât au nevoie, că le asigurăm tot ce le trebuie și mai departe. Am distribuit telefoane, am distribuit cartele ca oamenii să poată să comunice și mai departe. Tot din donații, să știți, extraordinar ce s-a întâmplat în perioada asta cu oamenii din Galați și le mulțumesc încă o dată pentru această chestiune. Am încercat să-i lăsăm să comunice între ei, să poată comunica acasă la ei unde s-a mai putut. Dar asistența psihologică în acest moment trebuie să recunosc că e o chestiune care n-am reușit. În afară de, să zicem, comunicarea asta umană și cât s-au priceput, ne-am priceput și noi și cei mai tineri și cei vorbitori de rusă și ucraineană, să ne apropiem de oamenii ăștia, să-i liniștim, să-i calmăm, cât să le întindem o mână. Și pe perioada destul de scurtă pe care o petrec acolo în Ieri am fost cu niște flori la doamne și le-am Știu, explicat. Și chiar voiam să vorbim că ați încercat totuși să le am mai încercat, alungați da. Aceste gânduri negre și problemele care nu or să dispară prea curând pentru ei. Colegii mei de la Transfrontalier au făcut, de exemplu, niște mărticioare. Sunt anumite zone în care și la ei se distribuie mărticioare. Este un obicei, să zicem, cunoscut. Și împrumutat în zona Împrumutat asta. Și au făcut cu mâna lor niște mărticioare și le-am distribuit și copiilor, și fetițelor, și doamnelor, și cea mai departe. La ei, de multe ori, este invers. Bărbații primesc mărticioare. Da, chiar vedem imaginile. Imagine, da, ne aduc aminte și așa mai departe.
Deci vă spun că uneori nici nu-ți vine să mai vorbești când este cineva și plânge pentru că de 2 săptămâni n-au auzit decât gloanțe și bombe și acum pot oamenii să stea liniștiți și să fie sigur că nu-i atacă nimeni, ci că în locurile astea, așa cum am putut noi să le asigurăm. Sunt care locuri mai mult decât decente. Sunt decente, da. Sunt încălzite, au sigur acces la baie, la toalete, sigur, adică vorbim cu despre apă caldă, cu încălzire, cu așternuturi noi, totul a fost nou, totul a fost așa, le schimbăm periodic, când pleacă cineva, când vine se cineva nou, se schimbă absolut tot. Și așa mai departe. Deci am încercat să facem maximul posibil în condițiile astea, deși v-am zis ca și acum 2 ani, nici acum nu eram pregătit pentru așa ceva. Am zis că, uite, lăsăm în palier 2 pentru colegii de la Ismail, că ei au fost primii care au ales, după au venit studenții noștri din sudul, cei mai mulți din sudul Ucrainei și au zis, uite, avem și noi un frate, o soră, un copil, o ceva, hai să încercăm și suntem la, am depășit 1200 de oameni care s-au perindat prin la noi și 600 sunt, și în acest moment sunt peste 600. În fiecare cameră este o altă poveste. Absolut. O altă dramă. Absolut, da. Și-au lăsat acasă, membrii, da, ai familiei nu au putut să vină, se vor mai întâlni vreodată, când, ce vă spun? Asta este marea, deci este marea problemă. Să mai trăiesc cu oamenii când se mai întorc acasă, își mai găsesc casele, își mai găsesc tații, părinții, frații și îi mai găsesc sau nu. Să nu mai spunem dacă își mai găsesc casa. Am avut un grup de la o școală specială de surdomuți care a ajuns la noi. Așa și la fel, o problemă cu comunicare, a trebuit să aducem pe cineva. La fel, foarte interesant. I-am văzut pe oamenii ăștia și mai, dar sunt, în afară de cei care, sunt unii care suferă evident și se exteriorizează. Mulți care plâng. Dar sunt copii, ieri, de exemplu, avem și o filmare, un grup de copii care se juca, era o veselie totală pe hol acolo. Ne-am bucurat că am reușit să le oferim acelor copii măcar holul ăla în care se pot juca. Deci se jucau, cântau, se distrau. S-au făcut departe prietenii acum? Da, da, era un grup de 10 copii care se jucau acolo. Deci s-au împrietenit între oameni care nu se cunoșteau înainte. Ei poate trec mai ușor peste această cred perioadă. Cred că da, sper din toată inima. Nu percep atât de... Sper din toată inima să nu-i afecteze pe copiii ăștia, pentru că sunt generații care vin și ce o să păstreze copiii ăștia în suflet? Și-au lăsat tații și frații și... Nu mai au unde să meargă nici la școală, nu mai acasă au prietenii lângă ei. Și asta cu școala e o problemă, să vedem cum facem. Avem... Acum este o perioadă, dar se vor am adună discutat zile și cu ministru posibilitatea să transferăm o parte. Deci avem acum, în perioada următoare, sunt studenți străini care studiază în Ucraina, în cazul unui indieni care au solicitat să se mute la noi. Situația este și mai complicată. Deci e o situație foarte complicată pentru că nu avem legislație pentru așa ceva. Îmi cer scuze, m-am testat, nu sunt, chiar mă testez în fiecare zi că da, am circulat în toate... a fost această perioadă cu schimbare. Da, dar sunt răcit, că am stat pe afară și sunt că răcit de vreo 2 zile, nu știu ce se întâmplă. Cred că vorbești puțin pe nas. Îmi pare rău, nu e nicio problemă. Spuneați despre voluntari aceștia care s-au mobilizat foarte mult și au gestionat situația și au triat toate ajutoarele care au venit. De ce mai este nevoie acum? De ce ar mai fi nevoie acolo la căminile studențești? Deci, punem la cale o procedură prin care să folosim, sunt o parte din donații în medicamente, o parte din medicamente care sunt pentru formele ușoare și care au putut fi prescrise direct de doctorii care sunt la noi, cu rețetă, după ce s-a controlat ca medicamentul să fie în termenul de prescripție. A apărut acum dreptul celor care au venit, refugiaților, să primească un tratament medical gratuit și a apărut acum din nou o problemă psihologică, pentru că oamenii ăștia au un tratament, unii sunt cronici, diabetici, care sunt insulinodependenți, s-a rezolvat problema asta. Deci nu am avut chestiuni majore din cauza lipsei de medicamentație. Numai că trebuie să le explici oamenilor care au luat 20 de ani același medicament pentru inimă, că am găsit substanța activă din pastilele cu care a venit el din Ucraina, am găsit aceeași substanță activă în medicamente din România și trebuie să explici omului că ce scrie aici și ce scrie aici e același lucru. Și atunci vin copiii ăștia, vin doctorii, le explică, am lucrat cu personal medical care are dreptul să facă prescripții. Am apelat la salvare când a fost necesar, sper să nu fie necesar prea des și imediat am avut ajutorul medical necesar.
totuși este ceva. Pe cronici e greu să-i convingi că pastila lui Roșie, care a venit din Ucraina și pe care a terminat-o, poate fi înlocuită cu pastila galbenă din România. Că e același lucru, același principiu activ și mai departe. E nevoie de foarte multă atenție. Pentru că oamenii ăștia trebuie să înțeleagă că, că pot avea încredere. Unii au din prima. Din prima sunt deschiși, s-au dus, au luat ce le-am pus la dispoziție și așa mai departe. Absolut totul a fost gratuit. Începând de la intrare și la toate echipamentele necesare, până la hrana zilnică, mesele calde și așa mai departe. Gândiți-vă, 1000 de oameni care au nevoie de mese calde în fiecare zi. Nu e o chestiune. Și nu o masă caldă. Și nu o masă. Și în continuu. Adică există spații, așa, deja sunt anumite cantități pe care le-am cedat către alte centre, către centrul primăriei din N11, că aveam prea mult și nu avea rost să le ținem. Tot ce se păstrează este neperisabil, tot ce este perisabil am dat deoparte, am avut la început câteva chestii pe care am ținut în frigidere, dar am preferat să renunțăm complet și rugămintea ar fi să nu vină gălățenii cu alimente perisabile, pentru că nu avem voie și nu se știe niciodată. E un pericol, chiar dacă sunt anumite condiții în care nu pot fi păstrate și atunci nu avem voie să facem chestia asta și nici nu o putem face și ar fi și păcat. Și atunci am zis, una din soluții pe care am adoptat-o e la îndemâna fiecăruia, pentru că am avut o perioadă și avem în continuare restaurante care donează mâncare gătită, făcută de bună calitate la restaurant și mă refer, i-am zis și domnului director de la DSP astăzi, că este vorba numai de unități care au toate autorizațiile DSP și mai departe. Și oamenii au dat ei telefon, deci n-a fost nevoie să apelă. S-a deschis și un cont la această asociație pentru instruire în situații de urgență. Am preferat să nu deschidem contul la universitate, să nu fie niciun fel de problemă, în afară de asta, noi fiind instituție publică, chiar și utilizarea banilor dintr-un asemenea cont ar fi presupus proceduri, să nu se interpreteze niciun fel. Și atunci, aici este o organizație neguvernamentală clară care are dreptul să facă. Și am și deschis un cont, am să îi rog pe colegi să mai comunice din când în când pe Facebook sau pe celelalte mijloace. O să dăm și pe ziar acest cont. Dacă cineva crede că cu acestea haine pentru copii avem, pentru adulți avem, deci nu am sesizat astăzi, de exemplu, a sunat cineva și a întrebat dacă nu cumva, sau ei au zis, din cauza faptului că suprafețele comune se dezinfectează la fiecare oră. Este nevoie de chestia asta. Nu dă un caracter de mare comoditate, dar trebuie să dezinfectăm în permanență cu soluții speciale pentru suprafețe orizontale și așa mai departe. Au cerut oamenii papuci de plastic. Deci cineva nu ne-am gândit că ar fi necesar papuci de plastic. De ce? Pentru că e o suprafață umedă. Noi încercăm să ștergem, să curățăm, să... Da, dar nu apucă să Nu apucă. Și atunci soluția aia face ca papucii normal să fie incomod și ne-au întrebat dacă avem papuci de plastic. Asta a fost singura cerere pe care până la ora 5 nu o satisfăcusem. Nu știu dacă am reușit să o facem între timp, dar nu reușisem. În rest, nu s-a întâmplat nimic, niciun fel de cerință care să nu fie satisfăcută. Oamenii, să știți că oamenii sunt cu bun simț. Nu încearcă să profite de pe urma solidarității. Nu încearcă. Oamenii. Deci chiar nu sunt oameni cu pretenții, sunt oameni cu bun simț care apreciază fiecare gest, fiecare locușor, fiecare colț în care au e locul lor pentru familia lor, atât cât s-au adunat și copiilor pot să liniștiți, nu-i deranjează nimeni, are fiecare patul lui, haine, jucării, cearșafuri, perne și mai departe, apreciază foarte mult. Au posibilitatea să se ducă pe hol și să ia hrana care le trebuie sau să primească aceste caserole și după aceea preluăm și deșeurile și mai departe. Chiar am discutat apropo de deșeuri, îmi dați seama că avem o cantitate de deșeuri extraordinar de mare, așa, și am găsit înțelegere la Ecosal să iau deșeurile într-un ritm mai alert decât de obicei. Foarte multe lucruri care s-au întâmplat și vă spun, n-am dat un telefon să nu găsim înțelegere pe undeva. Chiar nu am fost. N-a fost cazul. Dar voluntari mai rezistă? Asta e o problemă. Deci asta este o problemă pentru că la atâția oameni în permanență, deci de fiecare dată am avut 70-80 de voluntari pe loc. Copiii ăștia au stat ore întregi. S-au tot rotit.
numărul lor este limitat până la urmă. Sunt mulți care au venit și mulți care s-au oferit, dar organizațiile astea de care vorbeam au pus la dispoziție tot efectivul pe care l-au avut. Sincer vorbind, după un program din ăsta de zi și de noapte și afară e frig și sunt probleme și oamenii au cerințe și trebuie să ai grijă de copii, eu sper din toată inima să reziste cât mai mult, cât s-o putea mai mult, pentru că fără ei n-am fi reușit să rezolvăm. Adică personalul universității care a fost total deschis și mai departe este foarte limitat. Sigur. Este foarte personalul care face curățenie, igienizare și mai departe este limitat. Personalul administrativ care se ocupa de organizare și mai departe este limitat. Avem pentru fiecare cămin. Am cumulat din mai multe părți să încercăm să aducem, dar nouă ne trebuie 100 de oameni pe zi. 100 de voluntari pe zi au fost. Poate cei care ne văd acum sunt receptivi și în special în weekend să li se dea liber puțin voluntarilor să se odihnească, să-și tragă și ei sufletul puțin ca de săptămâna viitoare să poată să revină, iar în weekend cei care sunt liberi și care nu au servicii să vină să ajute, să dea o mână de ajutor, să se adreseze tot acolo la campusul. Exact, și vă spun, această organizație, deci mai spun încă o dată, Asociația pentru Instruire în Situație de Urgență, foarte bine organizați, competenți, bine organizați, pregătiți, Liga Studenților din Universitatea Dunărea de Jos din Galați, la fel. Copii serioși, bine pregătiți, dedicați. ASCOR-ul, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România, filiala de Galați, care este o filială numeroasă și cu copii la fel dedicați. Eu am fost la câteva manifestări de ale lor înainte. Ei sunt pregătiți pentru foarte multe lucruri și o fac cu mult suflet. Clubul Studenților Basarabeni și Bucovineni din Galați, fără de care nu ne-am fi descurcat, pentru că nu puteam să comunicăm, majoritatea mă vorbesc ucrainiană sau rusește. Nu reușești să comunici. Mai sunt și care vorbesc engleză, dar foarte puțin. Mai sunt și vorbitori de limba română. Sunt oameni în sudul Ucrainei, trebuie să nu uităm că sunt 100 de mii de oameni care au familia de origine română. Din nefericire nu ne-am ocupat suficient de ei. Și mai avem Liga Studenților Basarabeni din Galați. Tinerii ăștia fac niște lucruri deosebite, chiar deosebite, remarcabile și merită toată lauda și chiar merită ajutați. Noi am încercat pe toate căile să ajutăm în toate felurile, cum putem noi instituțional și cu oameni de la noi, și cu mașini și cu oameni și mai departe. Dar au venit ei cu mașinile lor, sunt mulți care merg pe benzina lor, cu mașinile lor din timpul lor, aduc de acasă chestii. Doar să dea o mână de ajutor. Doar să dea o mână de ajutor, extraordinar. Pentru organizare, în afară de partea noastră instituțională, care este clară și unde știm ce trebuie să facem, dar pentru organizarea globală, voluntariatul către aceste organizații este o chestiune foarte bună. Bineînțeles, dacă mai sunt și alte organizații care pot participa, cu mare drag. Cu mare drag. Aștepta și chiar sunt rugați da, mai bine să fie instruiți, dacă se poate, pentru că trebuie și făcută o instruire, o ordine să fie acolo. Trebuie să existe niște reguli pe care le-am stabilit, pe care le-am verificat între timp. Pe unele le-am mai schimbat, s-au mai rătunjit lucruri, s-au mai corijat aspecte. Nu suntem, nu am fost pregătiți pentru... Nu s-a aștepta nimeni, a trecut o săptămână. Sigur. De când v-ați spus din mers. Sigur, deci azi avem o săptămână. Acum exact. Avem o săptămână de când am răspuns la o solicitare pentru 20 de oameni și avem 1200. 1200. Da. Asistență medicală este asigurată în căminele studențești? Deci avem, pe de o parte, doctorii noștri, sunt o parte din asistența medicală este asigurată prin DSP, avem și de la facultate rezidenți, tot așa, tineri care sunt în curs de specializare. Când este cazul, rezidenții au dreptul să facă gărci ca toți ceilalți și au dreptul să semneze și până la un anumit punct. Iar când este cazul, sunt seniori. Avem și câțiva colegi de la Facultatea de Medicină care sunt și ei voluntari și au venit de câte ori am avut nevoie. Avem doamna doctor Aldea, care este medicul universității, doctorul titrat al universității și care s-a ocupat și de testări și de relația cu oamenii și de tot ce a fost relația cu DSP-ul sau relația cu spitalele și mai departe. O excelentă colaborare cu serviciul de salvare, de ambulanță, care a venit. Sper să nu fie nevoie prea des, dar au venit de câte ori am... Sunt foarte mulți oameni care au și probleme de sănătate, apar și probleme neașteptate, chiar dacă nu oamenii se trebuie identificați pe parcurs, trebuie să spună ce au, trebuie să putem să le oferim cele mai bune căi pentru asistență medicală și mai departe. Pentru că, repet, orice ar fi și orice am zice, sunt, în primul rând, sunt oameni ca noi.
Nu sunt altfel, sunt oameni ca noi. Și mai sunt și vecinii noștri aici, aproape. Și sunt și vecinii noștri. Deci sunt și vecinii noștri. Dacă la noi avem o, nu avem o graniță directă, pe Galațiu nu are direct, Tulcea are direct cu Ucraina, există o bună parte a frontierei noastre care este o frontieră cu noi. Deci chiar vecinii noștri sunt. Iar pe partea cealaltă, pe partea cealaltă a Dunării, la Ismail și Isaccea, există o cale pe care noi chiar aveam de gând, sincer, adică nu aveam de gând, chiar am făcut un demers de 2 ani. Am făcut un demers la Ministerul Educației să deschidem o secție la Universitatea din Ismail pentru învățarea limbii, pentru a forma profesori care să învețe copiii limba română. Și să facem acolo, avem o grupă de 25 acreditată, din nefericire, din cauza faptului că nu a existat un tratat bilateral România-Ucraina, n-am avut posibilitate și atunci i-am mutat pe ucrainieni, i-am mutat la Cahul, pe copiii din Ismail. Deci peste drum, 20 de kilometri, adică tot e o distanță aproape, foarte... tot. Poate, atunci când va fi pace, și sper să întâmple asta cât de repede, poate când va fi pace, vom putea să deschidem această secție. E o cerere extraordinară în sudul Ucrainei. V-am zis, sunt 100.000 de oameni, statistic vorbind, 100.000 de oameni care au în familie vorbitori de limba română, au fost vorbitori de limba română, unii din ei mai sunt încă, dar dacă nu ne ocupăm noi să întreținem chestia asta, deci asta e o activitate de pace. Acum vorbim de gestionarea acestei situații. Război, da. Spuneați că ieri a fost cel mai mare aflux de la Isaccea. Da. Continuă să vină din ce în ce mai mulți oameni. Mai aveți unde să-i cazați? Mai sunt liberi? În acest liberi? Moment nu. Nu. În nu se moment. Poate suplimenta locurile în camere? Nu mai avem, pentru că noi am început și școala cu prezență. Deci noi am avut niște cămine libere. Căminile astea erau închise. Deci erau închise pentru ca să facem economie de energie, că între timp s-a mărit curentul de 6 ori. Și avem o problemă cu plată, cu plata factorilor. Chiar azi am discutat despre prețurile care vor veni din aprilie, este o nenorocire. Nu știu dacă vor mai fi subvenții din aprilie sau nu, asta e altă poveste. Și astea erau neocupate. Nu putem să dăm afară studenții ca să primim refugiați, chiar nu se mai poate. Există dinamica asta și mai apare câte o cameră, câte două, câte trei. Noi comunicăm disponibilitatea la prefectură, dar nu e nevoie, pentru că se știe bine, există niște locuri în care se cunosc, copiii ăștia știu bine locurile, sunt locurile care sunt gratuite, la care asigurăm un minim de condiții, absolut necondiționat, și atunci dinamica este extraordinară. Eu cred, dacă nu se calmează, nu știu ce să facem. Ne mai trebuie un spațiu suplimentar. Adică dar nu pot să-i dau afară pe ai mei ca să... Da, probabil că se vor amenaja acele spații. Și mai este o chestiune de... esențială pe care am discutat-o și la guvern. Am discutat-o cu 3 ministri. Din întâmplare, îi mai cunosc pe unul din ei personal și le-am zis că este nevoie. De exemplu, sunt alocații suplimentare clare de care este nevoie. Pentru că sunt niște eforturi, cantitatea de energie electrică, gaz și apă consumată în această perioadă este foarte mare. Nu există nicio instituție, eu n-am, de exemplu, la universitatea nu are pretenții ca cineva să-i plătească pentru acest serviciu. Dar utilitățile, la prețurile care sunt acum, devin extrem de greu de suportat. Chiar și pentru o instituție cu un buget de 60 de milioane de euro. Trebuie să vă gândiți și la această situație. Trebuie să ne gândim și la această situație, pentru că vor veni în aprilie facturile și... Sunt multe chestii, multe cheltuieli pe care le-am avut cu Căminul H după pandemie, pe care nu le-a suportat nimeni. Și a trebuit să ne întoarcem noi acolo și să mai facem niște reparații și mai înlocuim. Și știu foarte bine că s-au făcut au fost lucruri distruse, afectate așa și așa mai departe folosință. Și a trebuit să le facem tot din venituri proprii. Nu ne-a mai întrebat nimeni. Deci, nu ne-a mai întrebat nimeni la 6 luni cum înlocuiesc cearșafurile, pernele, păturile, mobilierul distrus, tencuiala căzută, instalațiile sparte și mai... Nu ne-a mai întrebat nimeni. Și toate acestea înseamnă costuri, da, înseamnă din costuri. Bugetul universității. Absolut. Și astea se fac din niște venituri proprii care nu sunt nelimitate. Și, sincer vorbind, mai sunt și voci că asta este o chestiune, știți? Lumea începe să cârcotească. După 2 zile de efort, unii obosesc. Și zic, domnule, i-am ținut o săptămână, 8 zile... Dar gata. Și ce facem acum? Păi dăm de la noi, ne rupem de la gură și așa mai departe. Nu e așa.
Nu e așa pentru că, nu știu, cineva îmi spunea că, Doamne ferește, să ajungem și noi așa. Nu cred că vom ajunge. Sincer, sunt optimist din acest punct de vedere. Au fost unul din cei care s-au îndoit de persistența păcii în Ucraina. Ținând cont de informațiile care circulau și de insistența cu care au venit americanii și au zis că este iminent un atac, nu cred că își permiteau să se facă de râs spunând prostii. Și atunci uite că s-a adeverit. Din păcate, da. S-a adeverit. Nu cred personal că se va întâmpla ceva. Nu sunt specialist în geopolitică și nici nu vreau să mă gândesc la această eventualitate. Vreau să mă gândesc la faptul că suntem oameni și poate nu e rău să ne gândim că cei care sunt acolo, tot oameni sunt. Pe unii știm, pe unii nu. Pe unii s-ar putea să ne mai vedem niciodată pentru că pleacă să împrăștie de acasă, dar trebuie să ne gândim și la familiile noastre, la casele noastre. Și să ne punem la, puțin în pielea lor, măcar. La pisica noastră de acasă, dacă o avem, sau la cățelul nostru de acasă, dacă l-avem, sau la tată, sau la frate, sau la așa mai departe, să fim siliți brusc, să ne despărțim în 24 ore și plecăm toate părțile. Și să rămânem la un moment dat fără putința de comunicare, absolut deloc, fără să știm și nu mai știm că s-a bombardat nu știu ce loc. Știind că acolo avem pe cineva apropiat. Știm ce s-a întâmplat acolo cu ai noștri. Da, este cumplit. E cumplit. Pe final, domnule rector, cum vedeți perioada următoare pentru Universitatea Dunărea de Jos? Va putea să gesteoneze în continuare situația? Noi ne străduim să menținem un standard de calitate la nivelul la care am ajuns. Asta înseamnă foarte mult efort. Ne trebuie ajutor clar, în primul rând, ca să ne asigurăm că oamenii ăștia sunt tratați ca niște oameni. Avem în continuare nevoie de ajutorul acestor tineri din organizațiile pe care le-am pomenit. Avem nevoie de ajutorul comunității gălățene, atât instituțional cât și de la fiecare. Vom găsi, nu știu cum, vom găsi metoda rapidă de adaptare, pentru că v-am zis, bani băgați în contul universității nu poate fi vorba, pentru că chestiunile sunt mult prea complicate și nu vreau să am niciun fel de discuție în acest sens. Să mă caute cineva pe stunan și să mă întrebe ce s-a întâmplat cu contul pentru X. Pentru că atunci o să se uite toată această bineînțeles, situație atunci de acum uita și... toate. Așa, o bună comunicare la nivelul instituțiilor gărățene, începând de la prefectură, DSP, primărie, poliție, jandarmerie, toată lumea care este implicată în chestia asta. Și chiar toată lumea este implicată. Așa, și ne-ar trebui o formă. V-am zis că discutam cu Ministrul Educației și am sugerat că deblocarea din fondul de urgență a unei alocații pe care să ajungă direct către instituția care se ocupă, fie publică, fie privată, ca să nu există discriminare în acest sens, în momentul în care există dovada cazării pentru, chiar pentru o zi sau pentru ceva a unei persoane, dacă ar exista o alocare modică, un 20 de euro, să zicem, că nu este o sumă imensă, în comparație cu cât să plătesc unii din acești refugiați în hoteluri, unde îi plătesc preț întreg. Da. Așa, asta ar asigura perenitatea mari părții de igienă suprafețe. Obiecte de strictă necesitate. Obiecte de strictă necesitate, dacă mai este nevoie. Consumabile, da. Da. Și tot ce ar mai trebui ca să ne mișcăm repede în condiții de nevoie. În rest, mulțumesc tuturor instituțiilor din Galați care au pus umărul și la noi și în celelalte centre unde s-au cazat oamenii ăștia, vecinii ăștia ai noștri din Ucraina și să sperăm că o să fie pace cât mai repede, dar cel mai tare sperăm că rămânem oameni ori de câte ori va fi nevoie. Eu vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați reușit să veniți aici să ne povestiți despre toată această organizare acolo, pentru că într-adevăr este lăudabil ce ați făcut acolo împreună cu voluntarii, cu studenții, cu toți cei care s-au implicat în această poveste. Vă doresc multă sănătate mulțumesc și putere mult să rezistați în continuare aceste situații, să gestionați cât mai bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor! Nu stă nimeni închis în casă, o situație, un răspuns concret, nu putem să dăm, pentru că singur... Aproape.
de graniță. Suntem aproape de regiunea Odessa, suntem majoritate de regiunea Odessa, aici la graniță la sud, aproape de Galați la vamă. Părinții sunt ok, sunt bine, sunt calmi până când nu se întâmplă nimic. Sperăm la asta. Credeți că nu va ajunge războiul la voi? Sperăm. Avem o armată foarte puternică. Avem încredere în ea. Sunt în panică, vă dați seama că noi nu ne-am așteptat la așa ceva și ceea ce se întâmplă e grav. Îmi fac griji pentru părinți, dar pentru mine nu, că sunt în siguranță, cred. Și de ce? Noi trăim într-un sat și e mai liniștit. Deci părinții au și provizii și se gândesc să plece? Să plece de acolo? Nu. Nu, au spus că nu părăsesc teritoria, că sunt patrioți al Ucrainei și voi rămâne acolo, va rămâne. Ar fi bine, adică să plec acasă să-mi văd rudele, dar până când rămân aici, nu știu, vedem cum o să fie în viitor. Dacă va fi mai liniștit, o să plec. Să văd ce e acolo, ce se întâmplă, adică rudele să-mi văd, că pe telefon când vorbește una, dar așa e altă stare. Am văzut că voi sunteți mai liniștite, băieții sunt mai timorați. Le-ai frică la un moment dat să nu-i cheme sub arme? Probabil da, deoarece sunt nevoiți, adică cum știu da. Băieții de la 18 ani sunt nevoiți să plece la armată, da. Să facă o armată și nu știu, o oră jumate fac până la Odessa, adică e aproape. Ce ți-au zis? S-au auzit la ei bubuituri? Da, s-au auzit foarte tare și... Explozii, da, și adică au rămas puțin șocați că așa situația este în țară în ziua de azi și s-au mirat, adică cum în așa țară să fie așa ceva? Nu s-a așteptat nimeni și nimeni nu a crezut că o să fie așa stare. Cred că va fi bine și sperăm toți la asta, cred. Batman.